Mehei din Țânii nu mai trebuie să-și facă griji în privința locurilor de muncă. În 2014 și 2015 în Mehei din Ți vor apărea mii de locuri de muncă. Unde? Nu știm, căci promisiunea nu vine din partea mediului de afaceri, așa cum ar fi normal, ci din partea președintelui Consiliului Județean Mehei din Ți. O să vedeți anul 2014 și 2015 ce înseamnă din punct de vedere al locurilor de muncă create în județul nostru. Toate bune și frumoase în teorie, numai că practica ne omoară. În județul nostru sunt mii de oameni disperați că nu-și găsesc un loc de muncă. Autoritățile privesc spre oamenii de afaceri și speră că aceștia vor salva onoarea administrației locale și vor crea cât mai multe locuri de muncă. Noi ajutăm pe dânsii, dânsii ajută comunitatea cu locuri de muncă și bani la bugetul municipal și județean. Conform acestor declarații, economia județului ar trebui să meargă strună în perioada următoare. Prezentul, în schimb, este atât de sumbru încât doar promisiunile autorităților nu țin de cald. În Mehei din Ți există în jur de 6 companii cu capital privat care au reușit să creeze în timp locuri de muncă. Suntem cel mai atractiv angajator din zonă, avem 584 de salariați la momentul de față. Domeniul de activitate este producția de anvelope gigante, aproximativ 95% din producție merge la export. Circa 80-85% din producție merge la export. Avem colaborări cu firme din Uniunea Europeană, în majoritate. Calitatea noastră este recunoscută în Europa și pe plan mondial. Perspectivele sunt bune. În funcție de numărul de comenzi, există premise ca mari angajatori să aibă în continuare nevoie de personal. La noi proiectele semnate și finanțate odată, automat sunt și vândute. Avem pe producție de construcție navală 100% vândut pe export. Olanda, Germania, Belgia, clienții sunt numai din Europa de Vest. Când avem contractele semnate, atunci noi angajăm pe bază de proiect, proiect de construcție navală. Poate să fie 50 de oameni, poate să fie 75, 100 de oameni, nu pot să vă spun o cifră exactă, pentru că depinde de tonajul navei, de complexitatea ei și așa mai departe. S-au discutat probleme importante, s-au făcut promisiuni, sperăm să ținem de promisiuni, să ajungem la un final cu aceste promisiuni. Mandatul meu pentru cursul acestui an este repornirea producției pe platformă. Acum suntem în modernizare, retehnologiare, reconstrucție. Avem un personal, așa cum e, de 200 și în momentul în care se va pune fabrica, va trebui să avem personal de exploatare până undeva în jur de 500 de persoane. Dincolo de discuții, mediul de afaceri are nevoie de măsuri concrete. Acestea pot însemna facilități fiscale sau crearea unor oportunități pentru dezvoltarea investițiilor în zonă. Rămâne de văzut dacă autoritățile locale și județene vor fi capabile să pună toate acestea la dispoziția mediului de afaceri.